Dar, dragă, și bine ați venit la un nou episod. Măi, din păcate, în weekendul ăsta nu o să facem live, așa am decis ca să fac rapid un episod în care am să vă explic niște... Adică o să vă explic o chestie și atâta tot o să fie. Uite, eu de seară l-am lăsat caracterul în Snake Pit la ăștia roșii. Sunt mobii ăștia, Grand Viper Beast Vision. Și uite de care ar fi dropul lor. De toate o să aveți nevoie de aici, dacă ești un pic mai mare, gen, un exemplu, eu am level 50 și cu 52 kps l-am lăsat aici de aseară. Sper să fac și eu level cât mai mare. Hai să mai deschidem niște cutii, că putem să luăm două, așa, imediat se termină, cred că chiar asta se va termina asta, n-am luat ce nu știi ce, nu contează. Mai avem și de la Magic Square două tichete, de la Secret Pick V4, care ne ajută destul de mult. Cu asta aș vrea să văd, și că trebuie să fim 3 playeri ca să dăm un summon să pot să folosesc asta. O să-l folosesc poate pe săptămâna viitoare, pe timpul live-ului, că pot să revenim din nou cu live-urile. Îmi par rău, na, că a fost cum a fost, ideea că... Da, m-am oprit din cauza furtunilor care s-au întâmplat aici la mine. Mi-au decedat vreo doi prieteni din cauza furtunilor. Și atunci am zis că nu, stop, nu e ok. La care pe ce ne interesează? Știți bine, gen Germania, tu vă puteți interesa despre ce este vorba. Cei care locuiți în Germania, mare grijă cu pune bunele astea de furtun, de ce mai există. Dacă aveți niște întrebări, puteți să scrieți în secțiunea de comentarii și am să vă răspund, o să mai face și videoclipuri. O să vreau să mă mai joc și Lost Ark cu gen pe lângă Mir 4. Acum vedem când. Cu caracterul ăsta o să las pe aici, în numai 2 din 10. Numai că nu prind Durstil din cauza boților. Na, ce să facem, mergem dincolo, dăm un fast travel. Așa că vă urez un weekend cât mai frumos și ne întâlnim cam pe luni. Da, cam acolo, cam pe luni. Mult succes la farmat, mult succes la ceea ce faceți voi și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!